Miercuri începe săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștină. Tema din acest an este inspirată din textul scripturistic În păcarea, dragostea lui Hristos ne stăpânește. Dacă până acum una dintre întâlnirile din cadrul programului avea loc în mod tradițional la Catedrala Patriarhală, de această dată accentul dialogului interconfesional a fost mutat dinspre centru spre parohie. Hotărârea vine să încurajeze proiectele culturale și sociale în folosul comunităților locale. Astfel, locașul de cult ortodox, care va fi gazda serii de rugăciune, este biserica Sfântul Silvestru din capitală. Până în anul 2016, inclusiv, slujba vecerniei ortodoxe la care au asistat alți creștini a fost organizată de Patriarhia Română cu ocazia Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor în Catedrala Patriarhală Sfinții Împărați Constantin și Elena. Întrucât aceasta are statut de mănăstire, nu de parohie cu enoriași, Arhiepiscopia Bucureștilor a desemnat anul acesta Biserica Sfântul Silvestru din capitală, loc de întâlnire interconfesională pentru acest eveniment. Motivația principală a fost faptul că această biserică este recunoscută pentru relațiile sale interconfesionale cu unele comunități creștine din Occident, și pentru că aici se află o parte din moaștele Sfântului Silvestru, episcop al Romei între anii 313 și 335 după Hristos, pe care parohia le-a primit în dar de la Biserica Romano-Catolică Sfântul Silvestru din Roma. Seara de rugăciune pentru Unitatea Creștină va fi găzduită de Biserica Sfântul Silvestru, joi 19 ianuarie, de la ora 17. Din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor vor asista, fără implicare liturgică, profesori de teologie și preoți care au beneficiat de burse de studiu în Occident și care au experiența dialogului interconfesional. Biserica Sfântul Silvestru este situată în sectorul 2, pe strada Silvestru, numărul 36.